Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Am intrat oficial în ultima oră de până la discursul memorabil al doamnei Kövesi, care se pregătește să se instaleze, practic să lămurească lucrurile. Nu știu ce avea doamna de Kövesi, de ce decizie la doamna Kövesi. O vedea mai o oră, senzația e cumva de revelion și senzația pe care o am în legătură cu doamna Kövesi și cea pe care mi-a dat-o și această imagine care a circulat pe Facebook cu Arnold Schwarzenegger dormind lângă propria ei statuie. Statuia este la un hotel, în fața unui hotel, unde pe vremea când era în funcție Arnold Schwarzenegger, oamenii ăștia au promis, bă nene, dacă nu vei avea cameră odată, la noi tot timpul vei găsi liber, gratis, nici nu trebuie să plătești nimic. Era guvernator în America la momentul respectiv. Ideea este că acum omul s-a dus într-adevăr conform acestei promisiuni, s-a dus și a cerut o cameră și, domne, n-avem. Domnul Schwarzenegger, n-avem, domne. Și a scris un articol emoționant în care explica domnul Schwarzenegger despre cât de important este când ești în funcție să înțelegi că e o chestiune momentană și că toată lumea așa care gravitează în jurul tău este totuși o chestie, e ceva ce va trece la momentul în care nu vei mai fi în funcție. E ceva ce poate a trebuit să știe și doamna Kövesi, și că în momentul când toată lumea merge cu sărumâna, toată lumea e instalată așa într-o oarecare, bă, aproape că îi făcea statuie doamnei Kövesi și până la urmă poate și merită pentru unele dintre reușitele pe care le-a avut acolo la DNA. O vedea, joi Tudorel Toader, adică mâine se întoarce, va fi pe aeroport, mă gândesc că instalează oamenii aia deja acolo, instalează la aeroport să țină o conferință de presă, să nu mai stăm să pierdem timpul în trafic până ajunge ca să anunțe, să ceară revocarea doamnei Kövesi. Domne, nu se mai pierde timpul. Atunci pe aeroport, domnul, prima chestie când a pășit pe pământ românesc, domnul Tudorel Toader a zis, m-am gândit în avion și am decis, cum vorbește așa ca Ceaușescu, am decis revocarea doamnei Kövesi. Deci, cred că nu mai stăm în trafic să pierdem timpul aiurea, da? Domnul Tudorel Toader se întoarce în România, astăzi domnul Teodorovici a ținut un discurs emoționant în privință către ei, să înțelegem că lucrurile în România mai țin și de altă zonă, nu numai de zona asta a juridicului și a intrării la pușcărie. Domnul Teodorovici a ținut un discurs emoționant din fața acestui, s-a oprit în dreptul acestui indicator important, fumatul interzis, mi se pare important, având în vedere ce măsuri se ia, s-au tot luat și ce măsuri dau să ia într-una oamenii ăștia. Dom'le, să zicem că fumatul e interzis, că trebuie să luăm să avem în vedere și chestia asta. Dânsul este ministrul de finanțe și acum stăteam și mă gândeam când s-a întâmplat ca cineva să câștige, să facă tamai averea, pentru că nu a fumat și nu a băut. Vi le aduceți aminte pe Videanu. Ăsta e motivul pentru care domnul Teodorovici s-a oprit în dreptul acestui indicator. Dom'le, dacă vreți să aveți bani, nu fumați, nu beți. Uite, asta e ideea domnului Teodorovici. Tot astăzi, emoționant, Gică Popescu eliberat la cerere din funcția de consilier de stat al premierului. Deci, practic, Gică Popescu a cunoscut a doua eliberare astăzi. Prima eliberare e mai grea, după aia te eliberezi într-una. Adică nu are nici... După aia merg ușor toate celelalte. Gică Popescu rămâne însă, ci că are o funcție onorifică pe lângă doamna Dăncilă. Vă dați seama omul ce a fost și ce a ajuns. A ajuns o chestie onorifică în jurul doamnei Dăncilă. În fine, mai este o oră și apare doamna Kövesi și bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara. Apare cu un anunț emoționant, să vedem despre ce va fi vorba până la urmă. E și Sfântul Valentin astăzi, poate e ceva romantic. Mă, poate intre, da, cum ar fi ca noi să fim toți ambalați, domne, va fi și doamna Kövesi. Și vreau să profit de această ocazie să urez la mulți ani tuturor îndrăgostiților din țara aceasta, că până la urmă important să... Și să salut independența celor singuri, știi? Poate un mesaj, poate un mesaj pur și simplu de vânătate. De iubire, poate să fie un mesaj de dragoste. Da. Dar noi ne tot gândim la demisii, ne gândim la continuarea luptei anticorupție. Dar acum să faci conferință de presă ca să anunți că vei continua lupta anticorupție. Tu care nu faci conferințe de presă să spui, v-am adunat pe toți aici să vă anunț că nu cedez. Da. N-au câștigat corupții. Ne continuăm activitatea așa cum e prevăzută de lege. Pe cuvânt, ne-ai chemat pe toți cu oameni, cu angajați, cu nu știu ce, stau oamenii ăștia peste program. Întrerupe emisia băieților de la B1 TV ca să spui că îți vei face treaba în continuare. Adică eu sper să facă un anunț spectaculos, că altfel noi de la 7:30 până termină domnia sa... Am fi avut subiecte să vă difuzăm. Pentru că în partea cealaltă și ceilalți fac anunțul spectaculoase. Doamna Cosma deja are rezervat scăunelul acolo la domnul Gâdean emisiune. Tu ai văzut că Mugurciuvic acum... Nu mai prinde scaun. Nu, dar vine de la 5:30 ca să prindă un scaun liber. Că... Și scaunele astea sunt libere. Doar acela, astea sunt... E loja familiei Cosma. Aici nu vă așezați, că poate vine Cosma senior, poate nu. De regulă o trimit pe Andreea, că dânsa e mai preocupată. Dar nu vă așezați acolo. E scaunul Andrei Cosma. Cât crezi
că mai durează până îi dau o emisiune, Andrei Cosma, păi, la Antena 3. Mi se pare care emisiune? Ți se pare că emisiunea... Sinteza zilei, cu Andreea Cosma. Poate o punem că... promo de săptămâna viitoare. Da, da. Să apare așa cum apare Mihai Gâdea și lângă să iasă Andreea Cosma, ca într-un dans frumos. Dar știi că într-un fel ce putem să spunem este că toate lucrurile astea au fost anticipate și create, construite deja. De ce? Pentru că vedeți că s-a lucrat la buzele, doamne, s-a lucrat, o echipă întreagă de medici au lucrat la buzele cu care se fac aceste declarații, păi, care sunt... acum au pus pe jar întreaga țară. Buzele sintezei zilei sunt consacrate, nu putea veni oricine cu orice fel de buze, da, acolo. Adică, corect, e vorba despre continuitate, dar uite-te și tu că eu nu știu dacă există angajat al postului respectiv de televiziune atât de prezent la datorie cum e doamna Andreea Cosma. Adică a preluat controlul. A preluat controlul acolo și mi se pare, uite, că... Uite, era toată familia. Îl încolțiseră pe sărmanul moderator. Ia uite. Nu mai putea gestiona lucrurile. Da. Era depășit numeric de familia Cosma. Dar și chiar deshidratat. După situația prin care a trecut Traian Băsescu, mi-aduc aminte, a fost o situație similară. Putem să le punem în asociere. În momentul în care clanul de țigani au venit, au năvălit, era... Cum o chema pe cucoana aia? Izaura? Izaura, mă. O chema într-un fel, tot așa. Despre cine vorbim? Despre Bercea, despre familia soția, domnului Bercea Mondial? Da, soția. Pe soție, nu știu, pe fiică o chema Izaura. Izaura, nu știu, pe soție. Dar nu era sclavă? Și din potrivă? Din potrivă. Era patroană? Șefă? Mi-aduc aminte că atunci a fost tot așa o chestiune, tot așa un ansamblu de întâmplări în jurul domnului Băsescu, că trebuie să demisioneze. Domnule, uite-te ce a făcut, frate. Dar domnul Băsescu a apărut, exact cum apare doamna Chioveși, a apărut și a zis, domnule, eu n-am știut ce face fratele meu. Vezi, doamna Chioveși n-a zis, băi, eu n-am știut ce fac ăștia. Ea pare că îi susține în continuare. Aici e totuși diferența între cele două situații. Eu calculez aparițiile și vreau să înțeleg dacă doamna Cristiana Angel, dacă îți mai amintești tu, da, cu greva foamei aferentă, da, a fost mai prezentă decât e Andreea Cosma zilele astea. Deci totuși trebuie să vedem ca pontaj. Da, e important, da, ca pontaj. Nu știu dacă semnează când intră în platou și când pleacă, știi, la final de lună. Andreea, dar vă că miercuri ai lipsit. Ce s-a întâmplat? Știți, am avut o problemă fără la Parlament. Eu am înțeles că tu mai ai un job și în Parlamentul României. Dar noi avem o discuție. Și avem, adică, o emisiune aici. Adică eu nu știu cum îți prioritizezi tu activitățile, dar Parlamentul e treaba ta. Nu te-am întrebat dacă ai treabă în Camera Deputaților, în comisii. Tu trebuie să vii aici aseară. Eu am crezut că tu ai intrat prin Parlament ca să ajungi aici? Nu că ai venit aici ca să mergi după aia la Parlament. Gata, poți să-ți dai demisia din Parlament. Băi, ești la noi. Rămâi la noi. O avea și exclusivitate? Băi, eu sper că da, pentru că noi am încercat să o preluăm și n-a fost de acord să intre la noi. Să-ți întreție pe telefon când are fotoliu rezervat. Am exclusivitate cu, știi cum e, da, am predat drepturile. Dar n-a zis așa. N-a zis să avem răbdare. A zis să avem răbdare, dar să avem răbdare pentru că acum are un contract în derulare sau la ce s-o fi referit? Nu convine să-mi vină Cosma aici după ce a trecut pe acolo, deci stai un pic. Adică, până la urmă, pare așa că nu mai ne trebuie. Nu mai trebuie. A trecut prin prea multe platouri. Prin prea multe platouri. Te-ai plimbat prin toate platourile pe unde ți-a plăcut. Ia uite, imagine cu locul de unde va grăi doamna Chioveși în curând. Ideea este că... Va sta în picioare, va fi un stand-up. Păi trebuie pregătite camerele la altitudine. Deci e importantă doamna Chioveși pentru că, bă, nu știu dacă neapărat farmecul ei e talentul profesional, adică poate că nu e neapărat foarte... Dumnezeu, dar dedicația asta pe care a avut-o în a fi împotriva PSD-ului și de a nu fi din gașca PSD-ului, totuși toată lumea a admirat-o și a apreciat-o pentru asta. Hai să vedem, pentru că, pe diferență de mulți dintre noi care doar vorbim, doamna Chioveși a și făcut ceva împotriva PSD. Adică ai văzut-o ambalată, ai văzut-o că încearcă să facă. Uite, vreau să-ți dau un exemplu de cetățeni care au zis, una e să tipi împotriva lui Dragnea și să-ți dai seama că țara asta e așa cum e indicat, și alta e să pui mâna pe telefon să faci ceva, mă. Și avem doi stand-up comedianți care au pus mâna pe telefon și au sunat la vrăjitoare, încercând să rezolve pe zona asta. Radule, situații disperate, măsuri disperate, Radule, că nu mai ai ce să mai faci în țara asta. Da. Ai văzut oamenii ăștia cu protestele rezi? Sigur că au contat. Dar un pic de magie neagră. Un pic de magie neagră. Sau poate e magie albă, de ce să ne hazardăm? E vorba de albă aici, Răzvan. Ai magie alba-neagră. Da. O magie alba-neagră, cum fac ei cu contribuțiile, poate să facă și poporul român. Acum, nu știu ce să spun, rămâne de văzut cum se simt oamenii de la Partidul Social Democrat în sediul din Chiselev. Hai să vedem imagini cu după această intervenție în care se sună la vrăjitoare pentru rezolvarea situației. Pot să dau un blestem. Pentru cine, domnul? Pentru cine? Pentru Liviu Dragnea, doamnă. Eu vă promit, domnul, că se poate rezolva situația, dar trebuie să vă țineți la această lucrare dacă vreți cu adevărat să dispare din viața la politica.
viața la politica. Te costă 10 milioane. Eu mă strâng cu niște băieți, punem toți bani, doamnă, și vi dau. Vă mai întreb un lucru. Întrebați-mă. Când o să moară Iliescu, doamnă? Iliescu, să știi că e rea cât de cât bun. Nimeni n-a murit de foame, domnul, când era el la putere. Acum nu-i tot PSD-ul, nu-i același drac? Este, domnă, dar să știți că era mai bine când era Iliescu. Ați votat cu PSD-ul? N-am votat pe nimeni, pe cuvânt. Dacă am votat pe nimeni. N-am votat și nu votez cu viața mea, ca să știți. Păi vedeți, doamnă, că de-aia iese PSD-ul, că nu mergem la vot. Nu este într-adevăr. Voturile se cumpere, domnul. Și dacă a ieșit și dacă n-a ieșit la vot, poporul nostru român este foarte, foarte șmecherit. Dacă le dă o găleată sau un pic, votează cu cine i-a dat o găleată. Am înțeles, doamnă. Bine, domnul. Hai, ne-auzim. Numai bine. Bă, dar noi ca nație proști suntem, mă. Atâta ne trebuie, 10 milioane și 2 săptămâni și scăpam de el. 60 de mii de oameni în piață? Cât vine, mă, 10 milioane împărțit la 60 de mii de oameni? Mă, nimica toată, ești nebun, mărunțiști. Din aia 60 de mii, dacă pune fiecare un leu, îi dăm jos pe toți de la PSD. Și cred că intrăm un pic și în UDMR. Alo? Doamnă, vreau, dacă se poate, să întorc răul ăsta care s-a bătut asupra mea, asupra ălura de l-au făcut, doamnă. Respectiv, capul la toate răutățile. Liviu Dragnea, doamnă. De Dragnea, ascultă-mă puțin, nu pot să spun nimic deocamdată. A, păi vă e frică de Dragnea și dumneavoastră, vedeți? Pe mine mă enervează lucrul ăsta, că spui că mie mi-e frică de Dragnea. Aici nu e vorba de frică. Poate nu ți-a făcut Dragnea răul ăsta. Dragnea l-a făcut, doamnă, că mi-a zis și doamna aia de la bancă, că dacă nu scumpea Dragnea euro, nu se scumpea rata și nu mai trimiteau instituții. Nu e, domnule, stai liniște. Dacă simpatizați cu PSD-ul, e clar că nu puteți să mă ajutați să-i fac răul lui Dragnea. Și dacă Dragnea nu ți-a făcut nimic? Țineți cu PSD-ul, ce să mai, că se vede clar. Nu fac eu rău? Doamnă, dar ziceți-mi mie ce să fac, că îi fac eu rău. Tu mă iei la niștouri pe mine? Păi tu crezi că tu mă suc pe mine ca să-ți cer părerea mea ce să-i fac tu lui Dragnea? Te rog eu mult din suflet, gata, că mie nu-mi convine. Ești gata, că te-ai întins prea mult cu vorba. Te am stat cu tine de vorbă, dar nu în privința asta ce îmi spui dumitale tot felul de... ce nu trece prin minte. La revedere. La revedere. Și da, avem magie albă, magie neagră și magie roșie. E clar că magie roșie face cu... Liviu Dragnea. Da, se lucrează și cu culoarea aceasta. Eu mi-am notat aici câteva elemente. Îmi pare rău să aud asta, da. Pot să vă ajut, spuse vrăjitoarea, dar să vă țineți de această lucrare. Băieții se țineau de lucrare în timp ce vorbeau adică, la telefon. Despre asta e vorba și cu doamna Chioveși. Dom'le, nu s-a ținut de lucrare până la capăt. Vă costă 10 milioane? Da. Deci că atât. Despre atât era vorba, adică Partidul Social, nu, ăsta l-alt, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, s-au dat de 10.000 de ori peste cap, n-au reușit să-i convingă pe unguri, n-au reușit să facă nimic, da. Totul se reducea la 1.000 de lei, 10 milioane de lei. Bă, PSD-ul ne costă mult mai mult de 10 milioane, de 1.000 de lei noi, să zicem, adică mi se pare că merită, adică dacă ai pune în balanță cât ai pierdut la salariu față de, cred că 1.000 de lei am pierdut cu toții, ușor, ușor, de lei, dacă ne permitem. Să da. Știi totuși și să reținem acest aspect, o aflăm de la o vrăjitoare, analist politic, murea lumea de foame pe vremea lui Iliescu. Atenție mare! Atenție mare! 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 Pe vremea lui Iliescu nu se murea de foame. Se făceau vrăji și de calitate, erau altfel de vrăjitoare. Vrăjitoare social-democrate. Bun, interesant. Da. Bine, pe vremea aceasta se moare de... Măi, de plictiseală nu se moare, e clar de treaba. De plictiseală nu, doamne ferici, important. Bun, însă se moare de plictiseală când apare doamna Carmen Dan să vorbească. A fost azi bilanțul jandarmeriei, a venit doamna Carmen Dan din nou să pună lucrurile cap la cap, să înșire niște succese acolo, niște succesuri. Da. Niște... Reușite, că e un mult mai accesibil politicienilor, da. Și nu vrem să-i încărcăm. În timpul mandatului doamnei Carmen Dan... S-au bătut 300 de oameni. Nu, s-a murit de somn. S-a murit. Tu poți să urmărești un discurs cap-coadă fără să bei 5 cafele sau să iei niște energizante? Nu poți. Recunoaște. Tocmai de aceea am decupat esențialul din discursul doamnei Carmen Dan, să o ascultăm. Da. Am văzut astăzi o postare frumoasă pe Facebook-ul jandarmeriei. Era o invitație, era lansată o invitație și jandarmeria o promova, aceea de a îmbrățișa un jandar. Astăzi eu vă rog, mai ales astăzi, să încerce toți cei care ne privesc să îmbrățișeze un jandarm,
să-i spună cuvinte bune și să-i ureze de sănătate. Ai îmbrățișat azi un jandarm? Puțin, Radu, nu mai râde, ai îmbrățișat un jandarm azi? Bă, nu știu, dar parcă îmi vine acum. Parcă m-am te apucat de așa cu îmbrățișare. În ureche? Da. Să le iei așa și să-i spui. Ce mult îmi place. Ia să se trezească un jandarm că este îmbrățișat de... Știți că la box, la un moment dat, se bat ăștia și se iau în brațe. Categoria grea întotdeauna. Boxeri, nu, da. Dar obosesc de la oboseală, da. Știi? Dar de regulă cei din categoria grea. Da. Da, așa se întâmplă. Știi pe cine am putea lua în brațe? Pe jandarmul care căra pumnii în cap protestatarilor. Că dânsul probabil de la... Da, noi ilustrăm bilanțul propriu realizat în privința activității... Era pe contrasez aici. Mergea pe contrasez, dar care e problema ta, Radu? Asta e problema ta? Avem câteva imagini pe care doamna Carmen Dan, când ne-a sugerat să luăm în brațe un jandarm, nu le-a adus în discuție, dar sunt relevante. Poate găsim și imaginile. Uite cine a luat în brațe pe Mălin Bot? Jandarmii. Aici este exact ceea ce spunea doamna Carmen Dan. Deci, practic, jandarmii au luat în brațe pe cineva. Mălin Bot. Ceea ce, până la urmă, e important. Adică dacă jandarmul vede că nu este luat în brațe, vine și acționează asupra ta. Are nevoie de afecțiune, jandarmul. Da. Uite, aici Mălin Bot a luat în brațe un stâlp. A greșit. A luat în brațe stâlpul în loc să ia în brațe jandarmul. Asta n-a fost o idee foarte inspirată. Da. Dar e luat în brațe de jandarm care e gelos. Observăm jandarmul gelos. Mălin, de ce e în brațe stâlpul în loc să ne iei pe noi? Suntem patru și suntem singuri. Uite, i-au pus mâna și pe gât. Deci, practic, da? Iată bilanțul jandarmeriei române. Pentru că, până la urmă, a fost o perioadă, cum a zis doamna Carmen, a fost o perioadă mai în care am încercat. Doamna Carmen, dar mai are jumătate în urmă la DAC TV. Nu pare DAC TV, pare licenii un pic așa. Senzația este că, Mihai, n-am știut că ai pus această floare la mine în bancă. N-am știut lucrul acesta. Să-ți o iei. Și să-i o dai unui jandar. Nu o dai mie, dai unui jandar. Nu, dar și acolo nu era tot cu trandafirul. Acest trandafir... Acești trei trandafiri. Trei trandafiri în bancă. Ar făcut licenii după model PSD. Ți-am adus trei trandafiri. Iată imagini. Ia în brațe un jandarm. Cu bilanț. Bilanțul jandarmeriei. Vreau acele imagini. Vreau să sune telefonul. Încep să țip și eu aici ca un candidat de la PRU. Iată un autocar al jandarmeriei. Era să ia în brațe un tramvai întreg. Da, și care este, domne, problema? S-a murit cineva? S-a întâmplat? Sigur, mergea cu viteză pe contrasens pe linia de tramvai, dar l-a evitat în ultimul moment. Noi ar trebui să apreciem iscusința, cum ar spune Ionilescu, să apreciem iscusința acestor lucrători destoinici ai jandarmeriei române și mai mult decât atât să apreciem croșeul de dreapta al jandarmului, al capitanului de jandarmerie, care ar putea fi luat în brațe pe principiul boxerilor despre care vorbeam mai devreme, că omul boxa la jandarmi cu încercarea dintre manifestanți și jandarmi de a se lua în brațe unii pe alții, vedeți? Da. Despre asta e vorba. Iau niște garduri care practic nu lăsau să se producă această întâlnire. E dragoste cu năbădăi aici. Da. Este dragoste cu năbădăi. Deci, unde dă jandarmul crește, amenda. A zis asta o știm de mici. De mici. Unde a dat. Uite, trebuie luat în brațe. Da. Să-l ia doamna Carmen Dan în brațe pe acei jandarm. Și Partidul Social Democrat știi pe cine să ia în brațe? Păi jandarmeria. Partidul Social Democrat a luat în brațe jandarmeria. Da, dar să nu o ia pe jandarmerie. Să ia SPP-ul în brațe. Să-l ia domnul Dragnea pe Pahonțu în brațe. Înainte să ne mai dea nouă sfaturi, Carmen Dan cu jandarmeria e călare, să-i îmbrățișăm noi. Bă, nu știu cum sunteți voi, dar eu simt nevoia să mă aud încă o dată pe doamna Carmen Dan. Adică a fost așa un moment important pentru că e și 14 februarie. Bă, da. Când e mai greu? Când vă e mai greu? Când vi se pare că grijile apasă prea tare? Ascultați-o pe doamna Carmen Dan. Doamna Carmen Cupidan. Așa, da, trebuie să o legăm. Am văzut astăzi o postare frumoasă pe Facebook-ul jandarmeriei. Era o invitație, era lansată o invitație și jandarmeria o promova, aceea de a îmbrățișa un jandar. Astăzi eu vă rog, mai ales astăzi, să încerce toți cei care ne privesc să îmbrățișeze un jandarm, să-i spună cuvinte bune și să-i ureze de sănătate. Da, emoționante discursurile doamnei Carmen Dan, pentru că nu e la prima situație în care emoționează doamna Carmen Dan și comoționează, deci ăștia comoționează, ea emoționează, deci practic există o colaborare între... E ceva frumos la doamna Carmen Dan. Dar mai ales la celălalt minister, ăsta e Ministerul Afacerilor Interne. Și puritatea doamnei Carmen Dan, pentru că știi, copiii când sunt naivi, în naivitatea lor au și o puritate. Doamna Carmen Dan ne amintește de această puritate, bară, naivitate,
copiilor astea. Dacă vii apar ministru de interne, că n-ai cum să nu te enervezi, Radule. Asta e viața. Deci, apar la bilanțul jandarmeriei și spui, vă recomand să luați în brațe un jandarm să-i spuneți cuvinte dulci? Pe cuvânt? Pe cuvântul dumneavoastră, doamnă, care când erați dumneavoastră în videle și veați un jandarm, o luați în brațe? Dar păi sunteți măritată? Să facem imaginea asta că e prea tensionată, ceea ce vedem acum. Nu, da, stă-n capace. Stânca pe aceea. Așa, stânca pe aceea. Hai să vedem, pentru că tot astăzi am văzut o știre în legătură cu domnul Fifor, care a luat o decizie importantă pentru dumneavoastră. O să vedeți cât de important e ce a decis domnul Fifor. Să ascultăm momentul acesta, care până la urmă o să vedeți că o să schimbe foarte multe lucruri. Modificarea semnată de ministrul apărării operată în această lună le impune militarilor din MAPN să poarte ținuta militară de oraș în locul ținutei civile pe drumul dintre domiciliu și serviciu. Acum trei zile, sunt exact trei zile, de când a semnat ordinul prin care a modificat articolul 211 din acest ordin, care se referea la portul ținutei militare de la domiciliu până la locul desfășurării activității, obligatoriu ținuta de oraș, da? Vreau să spun că a provocat oarecare rumoare și mă aștept să provoace și mai multe din momentul în care va fi pus în aplicare, pentru că eu spun așa, și o să o repet cu riscul de a-mi atrage antipatii. Momentul în care ai decis să îmbrățișezi cariera militară, ți-ai asumat printre altele și această haină militară care te onorează. Ministrul Mihai Fifor a anunțat și că pregătește noi uniforme militare. Să vedeți noua ținută. Fifor, prin care militarii sunt obligați în momentul când merg pe stradă să poartă ținută de oraș. Și asta este decizia domnului Fifor, că îi vedea îmbrăcați aiurea, se și îmbrăcau prost. Bă, n-aveau gustul, doamne, nebuneai când îi vedeai. Înnebune, bine că a decis așa. Da, nu, toate problemele de siguranță națională par să-și fi găsit rezolvarea. Ce urma să spună domnul Fifor aici, dar n-am mai putut să-l ascultăm. Avea și tricolor în spate sau la radio cu tricolorul după el. Pleznește de patriotism. Nu, așa e acolo, la România Actualitate. Nu era la România Actualitate, da, așa da. E acolo, studiu. Da? Da, e cu, tot timpul e tricolorul. Cu tricolorul și cu steagurile de luptă ale Armatei Române și de regulă și realizatorii sunt în uniformă militară, nu? Da. Da, știu. Și ai văzut că era domnul Fifor cu chipul său oficial. Nu se strâmba, nu nimic. Bun, ce anunță? Noi uniforme militare. Ceva foarte frumos, ceva deosebit. Dom'le, eu cred că e un singur om pe pământul ăsta care s-a bucurat, Cătălin Botezatu. Da? Că speră la un contractel. Păi s-ar putea să-l bage pe el. Cred că anunță. Dom'le, vă dați seama că am apelat la un specialist. Adică noile uniforme nu vor mai fi... Să râdă lumea să-i arate cu deși, uitea pe Vistu. Nu. Va fi ceva deosebit. Va fi, cred că va începe de la chiloți, nu? De la izmene. E foarte important ce totuși... Să refacă uniforma. Da, da. Intimă, în formă. Și va ajunge. Soldați. Și parcă văd așa cu cămăși de alea deci deschise important? Până la buric. Întrebarea se pune, fotbaliștii din echipa de fotbal a Armatei vor purta și ei, adică vor fi și ei obligați să intre pe teren în uniforme? Adică da? Mă gândesc că ar fi mișto. Da, da. Și până la urmă, ăștia care s-au acoperit din armată, de exemplu, vor trebui și ei să poartă? Adică ce să facem? Asta nu mai acoperă nimeni. Nu mai acoperă nimeni de data asta. Nu mai acoperă nimeni pentru că l-ai văzut pe domnul Fifor. Da. Abia se acoperă pe el. Dar și doamna, de exemplu, ar putea vedea acest exemplu, ar putea lua acest exemplu și cei din muzică populară, că îți vin îmbrăcați așa și după aia se schimbă încă. Nu, domnule, ar trebui să meargă, de exemplu, doamna Dăncilă, cântăreață de muzică populară. Doamna premier, ar trebui de acum încolo să apară doar în această uniformă oficială. Și să aibă și ținuta populară de oraș. Da, și asta e important. Adaptată un fel. Să fie adaptată. Dar stai seama, deci tu ai momentul de față încă tensionate relațiile cu anumite state, ai anumite probleme de achiziție, nu știi ce faci cu aia 2% pentru apărare, vrei să cumperi și 3 submarine că ai promis poporului român. Și ce probleme ai tu, ce ordine emiți tu privind uniforma militarilor români? Serios, domnul Fifor. Să vedeți noua ținută pe care o pregătim în momentul de față cu domnul general Ciucă. Deosebită, o să vă placă foarte mult. Îi vine turnat. Deci domnul Ciucă acum, l-ați văzut pe domnul Ciucă la de 1 decembrie, ce fel de om e. Da. Stă acum, e cu acu mână și zice, nu, e la probă. E o măsură acum, e bine așa, dar cracul stâng un pic mai larg. Deci înțeles greșit, e noțiunea de război. Deci practic ei sunt acum la război. E doamna Dăncilă la războiul de țesut. Dar hai să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dar și când ne întoarcem? Ne întoarcem pe toți. Ne întoarcem cu ceva foarte interesant. Are Radu o poveste. Da. Și o să vă spună, că nu e secretos. Pauză și revenim.